Codul muncii va fi modificat în curând prin legea 283/2022, care a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis în data de 17 octombrie. Printre altele, va exista un nou model cadru pentru contractul individual de muncă, ce va conține informații suplimentare față de cele actuale, dar și noi condiții de muncă. Astfel, angajații se vor bucura de noi drepturi. Mai mult decât atât, a fost introdus și concediul de îngrijitor a persoanelor bolnave. Conform noilor modificări a codului muncii, contractul individual de muncă va conține mai multe informații despre identitatea părților, locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să-și desfășoare activitatea în locuri de muncă diferite, precum și altele. Dintre cele mai importante modificări la această oră este modificarea la articolul 17, după aliniatul 7, se introduc niște aliniate noi, 8 și 9, care spune că se modifică modelul cadru al contractului individual de muncă, acesta fiind stabilit prin ordin al Ministrului Muncii și Solidarității Sociale la propunerea Inspecției Muncii și va fi publicat pe site-ul Ministerului. Toate informațiile vor fi cuprinse în modelul cadru al contractului individual de muncă, atunci când el va fi publicat prin ordin de ministru. O altă modificare importantă, zic eu, este dreptul de a solicita trecerea pe un post vacant care asigură condiții de muncă mai favorabile dacă și-a încheiat perioada de probă și are o vechime de cel puțin 6 luni la același angajator. De asemenea, există mai multe drepturi pentru angajați, precum concediul de îngrijitor al unei persoane sau rude care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave. Angajatorul are obligația acordării concediului de îngrijitor salariatului în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave cu o durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic la solicitarea scrisă a acestuia. Această modificare la aliniatul 2 din 152 spune că prin contractele colectiv de muncă aplicabil sau prin legi speciale se poate da o durată mai mare a acestui concediu de îngrijire. Ei sunt asigurați în sistem de sănătate fără plata contribuției. Totodată, concedierea salariatului nu poate fi dispusă pe durata efectuării concediului paternal, pe durata concediului de îngrijitor, ori pe durata în care lipsesc de la locul de muncă. Salariații vor putea avea în continuare mai multe locuri de muncă, dar fără suprapunerea programului de lucru. Toate modificările aduse codului muncii trebuie aduse la cunoștința angajatului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare acestei legi, adică 22 octombrie. Altfel, acesta va putea fi sancționat.